Eveniment deosebit a treia zi de Paște în satul Soci din comuna Miroslovești. Pe 4 mai, parohia Sfinții Voievozi invită întreaga comunitate să participe la aniversarea unui secol de viață a veteranului de război Ioan Paiu. Festivitatea va avea loc la Biserica de Lemn Sfinții Împărați Constantin și Elena. Parohia să și prin faptul că așteptăm învierea și vom mare sărbătoarea creștinilor, ca să ajungem cu toții să luăm lumina din lumina lui Iisus Hristos la înviere. A treia zi de Sfintele Paște avem un eveniment la nivel de parohii, la nivel de satul Soci. Unul din puținii rămas în viață veteran de război, Paiu Ioan, este vârsta frumoasă de 100 de ani, chiar în ziua de 4 mai. Și îl sărbătorim cu atare. Noi, în comunitate, îl cunoaștem sau îi zicem moșnică și ne bucurăm pentru vârsta aceasta frumoasă care a ajuns și sărbătorim toată comunitatea. La ceas aniversar, alături de veteranul de război, vor fi și invitații de seamă, reprezentanții ai Asociației pentru Veteranii de Război, Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt, Garnizoane Iași și Consiliului Județean Iași. Vor fi alături de eroul care și-a pus întreaga viață în slujba patriei și a neamului. La era nouă. Începe Sfânta Liturghie la Biserica de Lemn cu ramă Sfinții Împărați Constantin și Elena din Cimitirul Eroilor Soci până la 10.30. De la 10.30 festivitatea pentru plinirea celor 100 de ani a veteranilor de război și până la ora 11. La ora 11 avem masa de festivitate. Avem și invitați. Moșunică, așa cum este cunoscut de localnici, este un supraviețuitor al luptelor de la Cotul Donului și Stalingrad, iar pe 4 mai ajunge la centenar. Povestea lui de viață a fost prezentată și în cadrul seriei de emisiuni Reporter TV despre oameni și locuri, difuzată de BIT TV. A fost împușcat în război, iar timp de 5 săptămâni a suportat durerea fără îngrijiri medicale și hrană. De la ora 9 până dimineața la 7. Când merg eu, mă trezesc cu un cartuș din spate și o trecă pe din spate, a fost la dreapta, că era la stânga, era eu, acolo mori, m-am mâncat și-o. Și mai merg o leacă, bă, leu, cu asta, o trecut din spate și o spune, dar m-a fost la dreapta, că era la stânga, era inima, acolo mori. Și mai merg o leacă, 3-4, alt cartuș. Întâi a fost la mână, al doilea a fost în chept, zic din spate și ești în chept. Ce să fac eu? M-am sculat, bă, eu sanitar, nici sanitar, nici doctor, nimeni, eram eu și cu tata de sus atâta. A reușit să se țină în viață cu spice de grâu, coapte în jar și cu gândul că va ajunge acasă printre cei dragi. Să mă întrebați cu ce-am trăit eu, rinit. Ce-a trăit? Vă spuneam eu cu ce-a trăit eu. Era greu nitrierat. Așa, și era greu copt, pârlit. Și luam greu de așa, smulgeam schițele cele, și frecam în mână, îi dădeam o lei de foc și îl țupârleau. Și am avut noroc că era două gropi de cartofi bombardate de sovieti. Și avem cutii de... Am luat noi toți râniți, am cutii de conservă și am șert cartofi de cele în două cupământ. 5 săptămâni am trăit cu cartofi de șele, cu pământ în două. În speranța că va ajunge la un spital, iar rânile de pe trup îi vor fi oblojite, s-a agățat de fiecare mașină sau căruță care trecea pe drum. Într-un final a fost dus cu un avion la o unitate medicală, iar apoi a ajuns în localitatea natală. Deși are o vârstă înaintată, moșunică, este lipsit de la slujbele de duminică de la biserică, iar la sfințirea lăcașului de cult din lemn din sat în urmă cu 3 ani a primit diploma de onoare Ștefan cel Mare și Sfânt.